Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului solicită Ministerului Sănătății să modifice proiectul de lege care ar urma să crească vârsta de pensionare a medicilor la 67 de ani, aceeași și pentru femei și pentru bărbați. Medicii ar urma să fie categoria profesională cu cea mai mare vârstă de pensionare din România, atrage atenția Facias. Măsura este una discriminatorie și nu ține cont de o vârstă diferențiată între femei și bărbați, stabilindu-se vârsta unică de 67 de ani, care este mai mare cu 4 ani pentru femei și cu 2 ani pentru bărbați, față de vârsta de pensionare stabilită în mod general, la 63 de ani la femei și 65 de ani în cazul bărbaților. Proiectul de lege este în dezbatere publică în acest moment. Cei de la Facias mai atrag atenția că este pusă în pericol viața pacienților, dincolo de faptul că poate duce această creștere a vârstei de pensionare la creșterea numărului de decese în rândul medicilor, fiind de notorietate faptul că numărul gărzilor efectuate, volumul mare de muncă, au cauzat numeroase decese în rândul cadrelor medicale. Și stăm de vorbă acum pentru mai multe informații în legătură cu acest subiect, cu domnul Gigi Marta. Bună dimineața! Una, bună dimineața! Și cu doamna doctor Alina Martău de la UPU Argeș. Bună dimineața, doamna doctor! Neața. Încep cu dumneavoastră pentru că știu că ați ieșit din gardă. Da, am ieșit din gardă. Cât de greu este să faci o gardă din aceasta, doamna doctor? Mie mi se pare că stați foarte multe ore la serviciu. Este epuizantă, indiferent de specialitatea unde faci garda. Ca să vă dau un exemplu, aseară la ora 7 la intrarea în gardă erau 10 ambulanțe care așteptau la poarta spitalului. Vârsta de pensionare trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Mie mi se pare că este o discriminare a medicilor și că nu este constituțional deloc ceea ce se încearcă să se face. Trebuie să ne gândim în primul rând la pacienții pe care îi tratăm, că de la o vârstă de peste 65 de ani, uzura medicului se amprenta și asupra pacienților. Deci nu, asta considerați că nu este în regulă majorarea vârstei de pensionare. Dacă proiectul de lege este în dezbatere publică în acest moment, bănuiesc că ar trebui să țină cont cei de la minister și de opinia dumneavoastră, a celor direct vizați. Nu consider că este normal la 67 de ani să iasă un medic la pensie, știind foarte clar că există un vid legislativ legat de gărzile care le fac. În 35 de ani de activitate, un medic face cam 80 ani în plus prin gărzi, ca să asigure continuitatea în spital. Vă dați seama, dacă ar pune vârsta de pensionare la 67 de ani, câți ani ar fi în plus? Am înțeles. Stăm de vorbă pentru câteva secunde și cu domnul Gigi Marta, care reprezintă categoria profesională a fizioterapeuților, dacă am înțeles bine. Vă rog, bună dimineața! Una, bună dimineața! Și în cazul dumneavoastră sunt modificări care v-ar afecta, înțeleg. Să lămurim problemele de la început. Chiar alaltăieri mi-am prezentat demisia din funcția de vicepreședinte al societății dr. Nicolae Robănescu, tocmai din acest motiv, pentru că intenționez să mă adresez organelor statului pentru ceea ce ni se va întâmpla și sper să nu. Adică, argumentez, conform noului proiect de lege 200, în ceea ce privește legea exercitării profesiilor, noi nu ne mai regăsim profesorii cefemiști absolvenți din anul 1995 ai Academiei Naționale de Educație Fizică. Am fost ultima promoție în care am fost angajat în sistemul de stat public pe funcția de profesor CFM Cultură Fizică Medicală. Și în acel an nu exista pe diploma de specializare cultură fizică medicală. Ca atare, noi, inclusiv eu, nu sunt prins și mulți colegi din țară, nu sunt prins în acest proiect de lege și se pare că dacă această lege va trece, după mă trezesc și eu în imposibilitatea de a mai practica această profesie după 24 de ani. Și aproape 5 Da, vă înțelegem. Este o situație dificilă, delicată. Sper să ia măsuri cei care o pot face în urma apelului public lansat de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!